1 Samuel și 23. I s-a spus lui David: Filistenii luptă împotriva cheilei și îi pradă ariile. David l-a întrebat pe Domnul: Să mă duc să lupt împotriva acestor filisteni? Dute, te luptă împotriva filistenilor și izbăvește cheila, I-a răspuns domnul. Dar oamenii lui David i-au zis acestuia: Noi ne temem chiar și aici, în Iuda, deci cu cât mai mult ne vom teme dacă vom merge la Cheila împotriva oștirilor filistene. Atunci, David l-a întrebat din nou pe domnul, și domnul i-a răspuns: scoală și mergi la Cheila pentru că eu îi dau pe filisteni în mâna ta. David a plecat la Cheila împreună cu oamenii lui, a luptat împotriva filistenilor, le-a luat turmele și le-a pricinuit mari pierderi. Astfel, David i-a izbăvit pe locuitorii Cheilei. Abiatar, fiul lui Ahimelec, adusese cu el și efodul atunci când a fugit la David, la Keila. Saul a fost înștiințat că David a venit la Cheila. Atunci el a zis, Dumnezeu l-a dat în mâna mea pentru că s-a închis, intrând într-o cetate cu porți și cu zăvoare. Saul a chemat tot poporul la război ca să meargă la Cheila și să-l asedieze pe David și pe oamenii săi. Însă David a aflat că Saul a întocmit planuri rele împotriva sa și a zis preotului Abiatar, Adu efodul aici. Apoi David a zis, Doamne, Dumnezeul lui Israel, Robul tău a auzit că Saul vrea să vină la Cheila pentru a distruge cetatea din cauza mea. Mă vor preda oare locuitorii Cheilei în mâna lui? Va veni oare Saul după cum a auzit robul tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel! Te rog, răspunde-i robului tău! Va veni! I-a răspuns domnul. David a continuat. Mă vor da locuitorii Cheilei pe mine și pe oamenii mei în mâna lui Saul? Te vor da, i-a răspuns domnul. Astfel, David și oamenii lui, în număr de aproape șase sute de bărbați, au părăsit Cheila și au plecat încotro au putut. Când Saul a fost înștiințat că David a scăpat din Cheila, nu s-a mai dus acolo. David a locuit în pustie, în fortificații. A locuit în regiunea muntoasă a pustiei Zif. Saul îl căuta în fiecare zi, însă Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. În timp ce se afla la Horeș, în pustia Zif, David, a înțeles că Saul îl caută ca să-l omoare. Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David, la Horeș, și i-a întărit încrederea în Dumnezeu, zicându-i, Nu te teme, pentru că mâna tatălui meu, Saul, nu te va găsi. Tu vei domni peste Israel, iar eu voi fi al doilea după tine. Chiar și tatăl meu, Saul, știe că este așa. Apoi au încheiat amândoi un legământ înaintea domnului. David a rămas la Horeș, iar Ionatan s-a întors acasă. Zifiții au venit la Saul, la Giva, și i-au zis: Oare nu se ascunde David printre noi? În fortificațiile de la Horeș, de pe dealul Hakila, care se află la sud de Yesimon? Acum, o rege, vino, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău, iar noi îl vom da în mâinile tale. Saul le-a zis: Fiți binecuvântați de Domnul, pentru că ați avut milă de mine. Duceți-vă, vă rog, să mai cercetați. Aflați și vedeți locul în care se află, precum și cine l-a văzut acolo, pentru că mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați, aflați toate locurile în care se ascunde și întoarceți-vă la mine cu ceva sigur. Atunci, voi veni cu voi, și dacă se află în țară. Îl voi căuta printre toate miile lui Iuda. Zifii s-au sculat și au plecat la Zif, înaintea lui Saul. David și oamenii lui se aflau în pustia Maon, în Araba, la sud de Eșimon. Saul a plecat împreună cu oamenii lui să-l caute, însă David a fost înștiințat de acest lucru. A coborât la stâncă și a rămas acolo, în pustia Maon. Când a auzit Saul lucrul acesta, l-a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui, iar David cu oamenii lui pe cealaltă parte. David se grăbea să se depărteze de Saul, în timp ce acesta și oamenii lui. Încercau să-i înconjoare pe David și pe oamenii săi, ca să-i prindă. A venit însă un mesager la Saul ca să-i spună: Grăbește-te să vii pentru că filistenii au invadat țara! Atunci Saul s-a întors din urmărirea lui David și a plecat împotriva filistenilor. Locul acela, L-au numit Sela David a plecat de acolo și a locuit în fortificațiile din Engedi.